Când a luat carte, cele patru făpturi vii și 24 de bătrâni s-au uncat la pământ înaintea meu, lărând fiecare câte o laudă. Și potire de aur, atenție, potire de aur, pline cu tămâie care sunt rugăciunile sfinților, aleluia! Mamă și tată, rugăciunile tale stau înaintea mielului și nu oricum în cupe de aur. Și vine o zi, docenți, nu pot să schimbe învățătura și porunca dată de Domnul Iisus Hristos. Cine crede și se botează va fi mântuit. Și știți de ce nu se poate schimba această învățătură? Pentru că a fost pecetuită cu sânge. A fost pecetuită prin legământ. Și haideți să mergem la Evrei, capitolul 6, dacă nu dau greș, să citim, să vedem ce ne spune cuvântul Domnului. Evrei, capitolul 6, citim din cuvântul lui Dumnezeu, versetul 8. Evrei, capitolul 8, versetul 6. Ce scuze. Dar acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Slavă Domnului! Amin. Auziți? Noi vă chemăm aici, la apa botezului, este legământul care Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, l-a acceptat ca tu să poți să-L faci pentru veșnicie, pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci, prin botezul în apă, tu faci un legământ, acceptând mântuirea în viața ta, acceptând iertarea de păcate în viața ta, prin jertfa lui Iisus Hristos, faci un legământ cu Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Amin. Și acest legământ nu poate să-ți ia nimeni decât o inimă rea și necredincioasă. Oricât s-ar lupta diavolul, având inima plină de Duhul Sfânt, va dea faliment, nu va putea să-ți ia acest legământ decât o inimă rea și necredincioasă. Și mă rog ca Domnul să ne umple inimile de Duhul Sfânt. Amin. Că acolo unde este Duhul Sfânt, este bucurie, pace și alte lucruri sfinte și diavolul nu mai are ce căuta acolo, nu mai poate să ne fure acest legământ. Frații mei, spun, cine crede și se botează va fi mântuit. Sunt vorbe, cuvinte, poruncă dată de Domnul Iisus Hristos. Fără mântuire, direcția omenirii este iadul. Este iadul, o spun cu toată responsabilitatea. Nici faptele tale, nici învățătura ta nu poate să-ți ofere altceva decât iadul. Și unul dintre mari predicatori spunea, ca să mergi în cer, trebuie să te lupți. Trebuie să biruiești. Trebuie să fii tare, puternic. Dar ca să mergi în iad, nu trebuie să faci nimic. Ești bine așa cum ești. Te proclam, te provoc în ziua de astăzi. Hai la luptă împreună cu mine. Haideți să luptăm, să fim soldați al lui Iisus. Să luptăm în oastea lui Iisus Hristos. Să luptăm pentru împărăția lui Iisus Hristos. Și Domnul să te binecuvinteze. Cine crede și se botează va fi mântuit. A spus că nimeni nu poate să ducă o altă învățătură, fiindcă legământul acesta este făcut în Domnul Iisus Hristos. Și dacă mergem la Isaia, la capitolul 53, cunoașteți foarte bine textul din Isaia, capitolul 53, aș vrea doar să vă amintesc un singur lucru din Isaia, care este foarte, foarte important în ziua de astăzi să-l reținem. Ultima parte a versetului 5. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Nu mă refer cum a fost drubit și bătut. Mă refer la pedeapsa ta. Datorită neascultării de porunca lui Iisus Hristos, te pocăiești. Datorită neascultării de Iisus Hristos, care spune cine crede și se botează, va fi mântuit. Tu meriți pedeapsa și eu am meritat această pedeapsă. Dar am găsit cu care ca pedeapsa mea, sa meritul pedeapsei mele, să dau lui Iisus Hristos. Și uitați-vă astăzi aici 7 persoane care până astăzi
își meritau pedeapsa păcatului. Plata păcatului este? Moartea. Moartea nu este vorba despre moartea aceasta. 50-60 am avut o mătușă, sora mama mea, care a murit acum la 96 de ani. Nu. Nu despre aceasta este vorba. Este vorba despre moartea veșnică, despărțirea de Dumnezeu. Și aceasta este groaznic. Groaznic. Astăzi ei, aici, prin legământul, prin mărturisirea care ei o fac, ei îngroapă trecutul, încep o nouă viață și acceptă că pe piața lor a luat-o Iisus Hristos. Slăviți să fie Domnul! Pe piața care ne dă pace, auziți? Să aveți de astăzi pace. Pace în necazuri, pace în ispită, pace în viața voastră de toate zilele, pace în familie, pace la locul. Tot timpul trebuie să ne rugăm pentru pace, ca Domnul să ne dea pace, fiindcă noi nu suntem cetățeni acestei lumi. Noi nu suntem cetățeni a unei țări. Noi suntem cetățeni a împărăției lui Dumnezeu. Aleluia! Vreau să vă fac conștienți. Avem în noi pecetea lui Iisus Hristos. Avem în noi promisiunea lui Iisus Hristos. Avem în noi legământul lui Iisus Hristos. Că într-o zi se va întoarce și ne va lua și vom fi cu El. Doamne ajută-ne, amin? Repet din nou. Pacea o avem pentru că Iisus Hristos o lua pedeapsa care meritam noi asupra Lui. Aș putea multe lucruri să vorbim felul cum Domnul Iisus Hristos a plătit pentru noi și a întins mâinile pe cruce. Au venit oamenii și au bătut piroane în mâini, au bătut piroane în picioare, i-au zdrobit trupul cu biciile acelea în care au lovit în trupul lui Iisus Hristos și în capătul biciului era un cârlic, s-a smuls bucăți de carne. Domnul Iisus Hristos a explicat ucenicilor cum să frânge pâinea aceasta. Așa se va frânge trupul meu pentru voi și pentru mulți. Pentru toți aceia care cred în numele meu, slăvit să fie Domnul. Felul nostru de răscumpărare a fost plătit de Mântuitorul, de Fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Astăzi pot să scap de păcat. Astăzi pot să scap de viața trecută. Să încep o viață nouă împreună cu Iisus Hristos. Și mă rog pentru tine, dragul meu prieten, frate și soră care ești aici, Domnul să ne binecuvinteze. Amin? Amin. Implicarea Duhului Sfânt în procesul de mântuire, încă din momentul când Domnul Iisus Hristos a fost trimis, sau a fost hotărârea lui Dumnezeu ca Iisus Hristos să vină pe pământ, citim tot în Luca și vreau să citesc acolo să vedeți implicarea Mântuitorul nostru Iisus Hristos în procesul de mântuire, implicarea Duhului Sfânt. Versetul 33 până la 35. Va împărăți peste casa lui Iacob, e vorba despre Iisus, în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Amin. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat, auziți? Îngerul i-a spus, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preanalt te va umbli și mă opresc aici. Cum s-a implicat Duhul Sfânt? Încă de la nașterea lui Iisus Hristos, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, într-un mod tainic, deosebit, fără ca oamenii să cunoască, fără ca diavolul să cunoască acesta plan al lui Dumnezeu, în pântecele Mariei s-a creat al doilea Adam. Nu Adamul aducător de moarte, de păcat în lume, ci Adam, cel de-al doilea Adam, aducător de viață. Și nu o viață, oarecum ce o viață veșnică. Slavă Domnului! Duhul Sfânt te va umbri! Lucrarea Duhului Sfânt a început de la nașterea lui Iisus Hristos. Mergem în continuare să vedem ce ne spune Domnul Iisus Hristos. Cum are să lucreze Duhul Sfânt? Ioan capitolul 16, citind cuvântul lui Dumnezeu, versetul 13. Când va veni Mângăitorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Slavă Domnului! Nu uitați acum cum Duhul Sfânt lucrează la mântuirea noastră. Duhul Sfânt este acela care ne va descoperi tot adevărul. Ai primit botezul, a trecut Duhul Sfânt.
Slavă Domnului! Așa a început la neamul. Casa lui